Cu veste reflectorizante, pancarte și o sticlă cu apă, doi bărbații din Oneaga s-au așezat de dimineață pe scările instituției prefectului și au declanșat greva foamei. Cei doi vin cu acuzații extrem de grave la adresa primarului și a polițiștilor din comună și spun că li se cer bunuri, bani pentru a fi lăsați să-și pască animalele. Nu dai taxe de protecție, n-ai dreptul la existență. Așa e. Ce vreți să păi ce vreau? Trebuie să contribui cu bunuri. La poliție din comună, la primar din comună. Noi na, avem niște oi, avem miei, avem un, un cas de brânză, avem o leac de proprietate și trebuie uh, anhelați ca să nu plătești, nu te supui, uh, cum spun eu, interlopilor, că ăștia sunt interlopi. Nu vorbiți? Despre poliție, despre primar? Și poliție, Cine? și primar. Și poliția, și primar. De ce v-au cerut? Câți bani v-au cerut? Sau faceți niște acuzații mm. foarte grave? Dar nu fac acuzații. Le-am pus pe de câte ori. Bărbatul de 64 de ani susține că primăria și poliția ar fi vrut să-i fure 5 hectare de teren, dar au reușit să l salveze. Avem filme cum au vrut să-mi luăm Și a să-mi gruparea, In gruparea de infractorii, a poliției. Mm are, are bandă de infractori. Sunt tânăr fermier, am făcut liceu agricol, am diplomă de absolvire la cursuri de fermier, am făcut potrivit legii, mi se cuvine dreptul ca orice legal, orice proprietar de animale, trebuie să se dea concesiune. Nu mi s-a dat nimic. În primul rând, am primit și eu și mama anul trecut amenzi abuziv, le-am contestat în instanță. Prezența noastră proprietate, eu eram atacat, am sunat la 112, nu a venit nimeni. Prefectul Danșlincu s-a interesat despre situație iar lucrurile ar sta diferit. Ba, mai mult, cei doi bărbați au intrat în greva foame și anul trecut, doar că pentru o altă problemă. Anul acesta cei doi au făcut solicitare la Primăria Comunii Cristești pentru alocarea unei suprafețe de pășune mai mari față de cea de anul trecut, fără să dovedească efectivul de animale. Pentru efectivul de 280 de înregistrat, deținut de... de Familia aceasta vor primi în concesiune suprafața de aproximativ 15 hectare la nivelul unității administrativ-teritoriale cristești. Tatăl și fiul susțin că vor rămâne în greva foamei și la noapte.